Protest la București, în Piața Victoriei. Aici ne-am dat întâlnire, ne-am adunat ca să mergem spre ambasada Iranului, ca să protestăm împotriva abuzurilor la adresa femeilor. Suntem solidari cu femeile revoltate, curajoase, dar și cu alți cetățeni care au ieșit în stradă să ceară renunțarea la legile religioase, Sharia, sau cum s-o mai fi numind ele, din Iran, respectarea drepturilor omului conform tratatelor internaționale, ca un conform Declarației Universale a Drepturilor Omului. Buzinci bilingve sau doar desene în apărarea drepturilor omului, mai ales drepturile femeii, care sunt încălcate în mod flagrant și revoltător în lumea arabă. Scuze. Protestele au fost declanșate după moartea revoltătoare a unei tinere acuzate de miliția moravurilor că nu purta destul de bine vălul tradițional, nu și ascundea suficient de tare părul, și asta e considerat o ilegalitate acolo. Lângă faptul că a fost arestată și agresată cu toată familia ei, a suferit răni incompatibile cu viața și a murit în custodia statului, ca să zicem așa. Oamenii au ieșit în stradă și statul n-a respectat nici libertatea de exprimare, dreptul la întrunire și asociere, și protestele din Iran au fost înăbușite violent. Zeci de oameni au murit deja la astfel de proteste și de asta protestele s-au răspândit în toată lumea. Chiar azi, la ora asta, sunt proteste în multe capitale din lume. Aseară a fost un protest la ambasada Iranului de aici, din București. Azi e al doilea protest deja cu participarea localnicilor, ca să zic așa, celor solidari și solidare cu femeile din Iran.